Așa, bucket KFC de 15 kg am gătit, înghețată de 50 kg am făcut, burger de 10 kg la fel. Următorul pe listă este cea mai mare shawarma de pe YouTube. Stop, am scăpat ceva. Azi fac sneakers de 20 de kg. Așa a fost planificat din start, dar în final a ieșit de 38 de kg. Dați un like și scriți în comentarii dacă vreți să fac o shawarmă gigantă. Astfel voi ști dacă vreți să fac acest episod. Salutare tuturor, mă numesc Eugen. Să știți că tot acest timp cât am lipsit de pe YouTube, nu am stat cu mâinile în sân. În această perioadă am filmat episoade noi pentru canalul Orange Blue. Următorul episod îl postez duminică, tot atunci voi face un anunț important care știu că o să vă bucure. Click pe clopoțel pentru a primi notificare atunci când postez. Sneakersul pe care îl fac azi va fi mult mai mare ca cel pe care îl luați de la market. Acesta va avea aproape 40 de kg. Vă dați seama că pentru aceasta trebuie să cumpăr multe produse. Aceasta e una din cauzele de ce rafturile magazinilor au rămas goale în ultima vreme. La fel și portofelul meu. Până începe prepararea sneakersului gigant, mai întâi a trebuit să fac o formă în care îl voi găti. Am experimentat cu mai multe materiale, ca într-un final să aleg lemnul. Dar episodul cu fumigenă de 500 kg când îl filmezi? Curând, Sergiu, curând. După 2 ore de lucru, forma este gata. Pentru a fi sigur că nu am crăpături în formă, am pus apă caldă în această sticlă și o voi stropi în interior și exterior. După 10 minute, repet procedura. Toate crăpăturile s-au umflat și sunt sigur că nu voi pierde niciun gram de ciocolată. Butonul de subscribe și este roșu, asta pentru că nu sunteți abonați la canalul meu. Dați click pe butonul de mai jos și acesta se face sur. Asta înseamnă că nu o să pierdeți niciun episod postat de mine. Subscribe! Sneakersul este format din 3 straturi, ciocolată, caramelă cu arahide și crema nougat. Încep cu primul strat și anume topirea ciocolatei. Urmează să rup în bucăți mici toate aceste ciocolate ca să se topească mai repede. Am umplut acest castron cu ciocolată. Urmează acum să-l pun pe aragaz și să topesc toată ciocolata. Am pus pe aragaz acest recipient care este și mai mare. În el am pus apă. Pun castronul cu ciocolată deasupra, astfel aceasta se va topi într-o baie de aburi. Dacă aș pune-o direct la foc, aceasta s-ar lepi de castron și s-ar arde. Pun hârtie pentru copt în interior și gata. Pot să încep prepararea ciocolatei gigante. Au trecut deja mai mult de 2 ore și după cum vedeți, ciocolata nu se topește. Deci nu știu dacă aceasta este ciocolată. Am încercat să topesc aceeași ciocolată, doar că în cantități mai mici. Rezultatul e același, în loc să se topească, aceasta se usucă. Acum trebuie să cumpăr încă 8 kg de ciocolată.
Am mers la magazin, am cumpărat alt tip de ciocolată pentru o probă și după ce am testat-o, am obținut asta. Dacă ciocolata pe care am cumpărat-o prima dată a costat 8 lei bucata, aceasta costă 18 lei. În total am mai cumpărat 8 kg și 500 grame. O voi topi la fel în baie cu aburi și în cantități mult mai mici. În ambele recipiente am 4 kg. Aplic un strat uniform de ciocolată pe pereții formei, dar și pe fundul acesteia. O kilograme de ciocolată nu sunt de ajuns, pereții formei încă sunt prea subțiri, așa că voi mai aplica încă 2 kilograme de ciocolată. Între timp cât ciocolata se răcește, pregătesc următorul strat, crema nougat. Zahărul trebuie turnat într-o cratiță cu fundul gros. Adaug miere de albine, mai adaug și apă. O pun la foc încet. Amestec până începe să fiarbă. Între timp extrag albușul din cele 40 de ouă. Chiar dacă nu mai am nevoie de gălbănuș, nu-l voi arunca, voi hrăni pisicile care stau flămânde în fața blocului. O să bat albușul cu mixerul până când acesta devine pufos. Între timp siropul a atins temperatura de 140 de grade. Am turnat câte un pic în albuș, fără să opresc de bătut. După aproximativ 15-20 de minute, crema s-a răcit la temperatura camerei. Acum e super viscoasă. Crema nougat este gata. Acum urmează să o torn cu mare atenție în formă. O să le rumenesc un pic. Mai întâi le pun în tavă și le bag la cuptor pentru 15 minute. Într-o cratiță mare am pus 4 kg de zahăr și 1 kg de miere. Peste ele am turnat 1 litru de apă. Din când în când am amestecat, până când caramela a căpătat această culoare galben-maro. În ea am pus 600 grame de unt, aceasta s-a topit foarte repede. Au urmat 2 litri de frișcă de 30% grăsime, din nou am amestecat. Apoi am pus 4 kg de arahide.
Ca să se răcească mai repede caramela cu arahide, o voi pune într-un recipient mai mare. E prea fierbinte, dacă aș turna-o acum mi-ar topi crema nougat, dar și stratul de ciocolată. O voi lăsa pentru câteva ore să se răcească. După 6 ore, caramela încă e caldă, dar deja pot să o pun în formă. Stratul de caramelă e prea subțire, mai pregătesc unul. Acum pot să scot Snickers-ul din formă. Încet. Așa mă, cu fața în jos. Nu. Din cauza că pereții din ciocolată au fost prea subțiri, acesta un pic a crăpat și nu arată la fel ca cel din market. Dar la gust vă asigur că este super delicios. Pentru că un astfel de episod nu se face atât de ușor, procedăm în felul următor. Când acest video adună 50.000 de like-uri, fac o altă ciocolată gigantă. Scriți în comentarii de care ați vrea să fac. Să știți că nu am uitat de fumigena de 500 de kilograme. Voi filma foarte curând acest episod. Deja acolo s-au adunat 51.000 de like-uri, ceea ce înseamnă că v-a plăcut mult acel episod. Vă mulțumesc! Cred că o să am ciocolată până la Crăciun. O să-l servesc și pe Moș Crăciun când vine. Scriți în comentarii ce bunătăți gigante vreți să mai filmez. Urmăriți-mă pe Instagram, Facebook. La final de video am pus, ca de obicei, o parte din comentariile voastre. Revin foarte curând cu un nou episod. Vă salut!